Mă, frate meu, mă, când faci câte o afacere cum te taie pe tine capul și iasă prost, îți să necaz. Nu zic nu, îți să necaz și mai. Dar când te iei după capul altuia și iasă prost, mă, atunci să-ți vezi. Atunci să vezi că îți vine să-ți bagi ghearele în ochi, nu alt, auzi? Bag seama că așa e făcut omul, să fie cu el mai iertător decât cu ceilalți. Pă mie acu, de ce mi-e necaz mie acu? De ce mi-e necaz mie? Că mă luai după capul și vorba lui Fănica, lui Catâru, auzi? Vine la mine într-o dimineață și zice: bă, neamărine, mă uit la tine și mă minunez. Om bătrân și nu te tai cap. Păi de ce, mă? De-aia că știu că ai nevoie de bani, muncești de te spetești și n-ai spor. Cum n-am, mă, spor? Ce vorba aia? Eu de că te uzmești cu căratul la chiatră pentru Șușaua Nouă. Mai bine faci un drum până la Severin și vii de acolo pricopsit, auzi? Păi ce, mă, la Severin? La Severin, zic eu, umblă câinii cu covrigi în coadă sau plouă cu crăițari? Cam așa ceva, zice el. Că-mi spusă mie Florica lui Conovăț, de-o ține pe talța lui Făsui, că la Severin, de când cu șantierul ăsta nou, s-a făcut ou 3 franci bucata. Cât, bă? 3 franci. Să-i sai ochii, să-i. Păi ce, bă, ăia pe acolo n-au găini? Nu să ouă, urdete vreo boleșniță ele? Ba au, zice el, au, dar nu prididesc. Că de când s-a făcut șantierul mare la porțele de schier acolo, veniră muncitori, puzderie, muncă grea. Oamenii dacă muncesc trebuie să mănânce și ouăle bune, că îți dau snagă, știi, îți dau snagă. Păi tu de ce nu te-ai dus să vinzi, mă, Fănică, zic eu? Mă, neamărine, ți-o spui pe-a dreaptă. N-am nici ouă, n-am nici bani să le cumpăr de aici, să le vând acolo. Da, e te spui matale, că mi-ești prieten, că n-aș vrea să pricopsesc vreun dușman ceva, știi? Mă, fraților, să vă spui pe-a dreaptă. De când îmi băgă Fănica lui Catâru șarpele ăsta în gând, nu m-a avut să-i liniște ce mai. Făceam eu ce făceam, dar tot acolo mă gândeam. Mă, zic, 3 franci ou, nu e rău. Mă apucai eu să strâng toate ouăle după în casă, după în cuibare. M-a făcut una și mai boagănă. Cum pusase Veta vreo 4 cloță, cu o zi mai înainte, mă dusei și luai ouăle ușurele de sub ele și pusei niște chetre de la gârlă. Păi, ca să nu prindă de veste cloțele și să părăsească serviciu. Lui Veta nu-i spusei nimic, că cine știe ce mai zice. Sau scapă vreo vorbă, dracu, cum fac buierile, aude frunul și însuflă afacerea. Mă, frate meu, strânsă eu vreo 200 de ouă. Mă, zic, 2 ori 3, 6. Bă, parcă n-ar merita să bat eu drumul până la Severin pentru 600 de franci. Dacă aș avea 1000, altă treabă. Mă gândi, mă suci, mă, zic, mi-ar trebui un om de nădejde. Îl chemai pe nepotul meu, Sucă, și-i zic: bă, Sucă, bă, vrei să facem o afacere împreună? Neamărine, zice, cu matale vând și pe dracu drept înger. Bă, zic, eu te iau cu mine la Severin. Îți plătesc trinul și îți dau și 100 de franci. Fă-mi rost de 800 de ouă. Mă, neamărine, pe 100 de franci nu facem treabă. Sau vrei să le fur? Mă, fiți arstarea, dracu, zic. Să nu te prind că furi un ou, că te omor. Atunci cum? Mă, zic, fii atent la mine aici. 100 de franci a ta, pentru o steneală. Pentru ouă îți dau eu alți bani cu care să cumperi, știi? Dar nu de aici, de la noi din sat. Să nu afle cumva ăștia. Te duci pe la Catane, pe la Covei, pe la Ghidici încolo. Nu suflă vorbă. Și ai grijă să nu fie ouăle clocite și să vii iute. Mă, veniși, neamărine, zbor. Făcu Suc al meu treabă bună. A treia zi abusărăm 1000 de ouă în cap, ce mai. Lichitirăm noi în 4 paporniță, în mălai, și zise lui Sucă: mă, până plecăm, lepitul la voi în paie. Dar vezi să nu le sâm tăcățaua lui Marin Galicianu, că dacă mănâncă vreun ou, te mănânc cu coajă cu tot, auzi? N-ai grijă, bă, neamărine, mă culp pe ele. Culp pe ele, bă, ce ești nărod. Bă, neamărine, ce nu știi de glumă, vorba vine. Auzi, neamărine, dar ce faci cu atâtea ouă? He, cozonaci, zic eu. Bă, ce faci cu ei? Eu te umplu gura la ei de treabă. Va să zic că tot o să-i zice Sucă. Taci, mă, zic, ai răbdare. Și o să vezi și aia ce înseamnă aia afacere. Mă dusei la colectivă să mă învoiesc la brigadier, la nea Tănăsuca lui Colana lui Mirea. Mă, nea Tănăsuca, zic, învoiește-mă vreo 2 zile. Păi de ce? Eu de-aia că nu mă prea sunt bine, nu știam și te vreau să mă duc la doctor, la Craiova. Păi ce, mă, cine avem doctor? N-avem, zic eu, că e doctoriță și eu mai bine mor decât să mă dezbrac în fața unei muieri. Taci, bă, că te scoate Veta mincinos, zice Neasucă. Ia te uite la tălică, pe ce, Veta e doftoriță, zic eu. Mă, nărodești. Nărodești, zice Nea Tălăsucă, pe ce, boala are rușine? N-are, zic eu, cu gândul la ouă, dar eu am. Bine, mă, du-te, dar să știi că chiar zile muncă. Pe ce să fac, boala e boală, nu te întreabă, zic eu. Zic și făcut, plecarăm. Dar plecarăm cu un trin de noapte, să nu ne vadă careva ce fel de boală am eu, știi? Mă, fraților, vă spui pe-a dreaptă că nerea și rușine, om bătârn, să pleci noaptea pe furii și auzi. Dar acum dacă mă prinsasem în oră, trebuia să joc, că băgasem bani în ouă. Dar în trine trecură toate nădușelele, că era o înghesuială. De fumus ai să ținem paporințele în brață, că ne și zisă unul: mă, fraților, lăsați-le cu alea jos, că vă spetiți. Nu se poate, zic eu.
Pădurnoț avea ouă în ele. Facem prin soare 10 sucă. Îi detii una cu cot, așa știi, de schierdură suflarea. Ce dai, bă, neamărine? Păi zic, dacă am un plus. Bă, frate meu, de la Craiova încolo am pus să răm noroc. Ce mai? Că era lumea mai răsfirată, puteai să-ți tragi sufletul. Zice sucă, mă, neamărine, la Severin mă duci și pe mine la porțile de schier, să văd dacă nu m-am insat pe mine gogoalul pe cingine. Păi ce și-a zis, mă? Păi auzi, că i-a zis lui Tasău că știe de la Albătrân, care a fost la Severin prin 877, căci că la porțile de schier e lacătul cât prosc, auzi? Și mie parcă nu vine să cred să existe un lacăt așa mare. Bine, mă, nărodule, zic eu, după ce fârșim treaba, te duc. E, din vorbă în vorbă, ajunseră la Severin. Când ne deterăm jos din trin, căscatul de sucă cu ochii după una, de intrasă rochița la apă, cât mi-a ce să dea cu papornicile într-un cărucior de la de care marfă. Mă, zic, calcă ușor, mă, umblă cu băgare de seamă, că dacă faci frâna și mă bagi în belea, te bat ca pe ouă, când le faci umări, auzi? Bă, frate meu, cu chiu, cu vai, ajunseră la cheață. Mă, să cad jos din picioare, nu alta. Cât era cheața de mare, era albă, albă de ouă. De ziceai că a nins în toiul veri, auzi? Când mă uit la preț, mi s-a făcut rău de tot. 80 de bani bucata. Și eu le luasem cu un franc. Mă, frate meu, văzui negru înaintea ochilor. Auzi, numai ouă negre vedeam. Mă întorc la sucă, râdea cu gura până la urechi. Bă, neamărine, zice. Bă, dacă te află grecul ăla, Onasus ăla, te angajează consilier, auzi? Mă, frate meu, cum eram eu cătrănit, când îi spulberai una lui sucă cu dosul labii, îi zbură basca peste cheață, de ziceai că e straichină zburătoare, auzi? Începu sucă să urle și o rupse la fugă. Luai papornițele și mă luai după el. Când văzu că acum la ajung, începu să strige: săriți, oați, oați, săriți, oați! Bă, să fac o hărmălaie, mă, frate meu! Chireiau muierile, urla lumea, puneți mâna pe ei, fuiera miliția. Bă, zic, dacă îl prind, îl omor. Și avusei noroc că îl prinsei, că se închedecă de un malder de praz și veni în cap ca uliu, cu papornițe, cu tot peste o tarabă cu ouă. Mă, cum îmi luasă Dumnezeu mințile, îi mai detei și eu cu o papornică de-a mea în cap. Veni miliția și era să iasă dandanaie mare, că pe sucă până nu-l spălare de gălbenușuri, nu se mâna cu buletinul, auzi? Făcură în socotelile, al dracu ăla cu taraba, parcă le numărasă pe ale noastre, ouăle, ale zdrabăne. Că zicea că el a avut 350 de ouă și când le numărară pe ale noastre, mai erau 353. Cu ăla ne lămurirăm noi, dar nu scăpam de miliție. Că ce-a avut să eu cu sucă de fugit după el, auzi? Dar tot cu nerodul a avut să-i noroc. Că-i făcut cu ochiul milițianului, îl luă la o parte așa și-i zise: mă, nene, mă, nu te uita la el că e un bătrân cu părul alb. Dar-i place și lui să joace siligoșul, leapșa. Leapșa de, că încolo e cu minte, nu face rău. Milițianul se uită lung la mine, nu știu ce mutru-i fi avut eu, că oftă și plecă. Îi zice sucă lui ăla cu ouăle: auzi, bă, nene, noi scăparăm, dar batale până le vinzi, fac pui ce mai. Văd și eu, zice omul, că nu prea merg afacerile. O să mă duc să le vând spre Calafat încolo. Auzi, mă, nene, ți-a spun eu un merchez, dar mi-e frică că mă bate omul ăsta, zice el și arată spre mine. Spune-i, bă, zic. Spune-i că nu-ți fac nimic. Auzi, nene, dacă te duci spre Calafat, treci pe la Băilești, că cunosc eu pe unul, Mărina lui Juvete, care-ți cumpără ouăle cu un frap bucata. Auzi, vorbă la el, bă, fraților, bă. Bă, fraților, ne uflă râsul pe amândoi, mă, ne râdeam și ne pupam, auzi. Ăla cu ouăle se uită la noi cu gura căscată. Începu să-și facă cruci, adună ouăle, plecă. Plecarăm și noi de acolo, ne duserăm spre porțile de schier. Mă, fraților, minunea minunilor! Bă, când se deschisă odată vederea largă, până în malul ălălalt, ni se tăie răsuflarea, auzi? Puzderie de mașini, de oameni, mișunau ca furnigile să puie Dunărea la ham de chiatră și de schier. Mare minunea tehnică, bă, fraților, și mare e puterea omului. Mă, sucă, zic, nu văzuși tu lacătul cât prosca, dar văzuși altele mai dihai. Sta suc al meu și s-a uitat cu ochii duși la furnigarul de oameni și de mașini. Zice: bă, neamărine, nu te supăra, asta e treabă, nu glumă. Brava lor, asta afacere. Aia noastră cu ouăle e găinărie, dă-o dreacu. Bine că se sparsă. Foaie verde magheran, mă, m-a făcut mui ca oltean, mă. Oltean sunt, oltean, îmi zice, oltean sunt pe un moi duce, oltean sunt pe un moi duce.
ce muigă.